Am revenit în studioul Iaștefe Live. Alături de mine se află doamna Renata Marin, șefa Serviciului de Stare Civil din cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor din Iași. Vorbeam despre importanța cărții de identitate, importanța atribuțiilor pe care le are această instituție, care este destul de sufocată de numeroase proceduri pe care trebuie să le îndeplinească. Înainte de pauza de publicitate, ne dădeați exemple despre situații complicate care apar atunci când cetățenii vin să-și obțină o carte de identitate. Mai sunt și alte situații, eu știu, care pun probleme, acelea poate cu decizii judecătorești sunt mai greu nu, de... Nu. Acelea sunt simple. Depinde acum la ce ne referim sau la ce se referă decizia judecătorească. Nu, complicate sunt în general aceste proceduri, dar și bineînțeles mai sunt acele situații, sunt complicate acele situații în care cetățenii nu înțeleg că trebuie să prezinte acele documente prevăzute de lege și care trebuie să întrunească anumite condiții, iarăși prevăzute de lege, nu stabilite de noi. Acelea toate sunt situații complicate. Încercăm să discutăm cu cetățeanul, să-l facem să înțeleagă. Să știți că partenerii înțeleg, dar partenerii de obicei mai fac o reclamație, fac reclamații care iarăși ne creează nouă probleme, fiindcă noi trebuie să explicăm, deci să așezăm pe hârtie, în scris, ceea ce i-am spus cetățeanului și să transmitem către instituțiilor către care s-a adresat el cu plângeri. Noi nu putem da alt răspuns. Și mai e un lucru care eu le spun de multe ori cetățenilor. Dumnezeu, eu vă dau răspuns oficial. Deci vă dau răspuns. Dacă chiar nu vreți să înțelegeți, faceți-mi cererea, vă dau răspuns. Ce nu înțeleg cetățenii? În momentul în care eu am pus pe hârtie, da? Am făcut o afirmație în scris, înseamnă că în spatele afirmației mele se află legea. Deci dacă eu scriu acolo, atunci înseamnă că ceea ce spun, da, este perfect argumentat întotdeauna pe lege. Deci îmi pot susține punctul de vedere și în fața unei instanțe fără probleme. Foarte mulți ne amenință că ne dau în judecată. Și ați fost dat în judecată? Mai sunt care ne-au dat, da. Pierd? Legea e lege. Deci noi acționăm sub imperiul unor legi, că nu e una singură. Și pe stare civilă și pe evidență. Nu avem ce face, iar ca funcționari suntem obligați să aplicăm și să respectăm legea. Creează multe controverse aceste cadre legale pe care vă organizați activitatea? Creează destule. Mă gândesc că sunt cetățeni care poate au timp mai mult, poate au plăcere de a căuta chichițele astea legislative și să vă facă probleme în instanță în sensul de a, eu știu, găsi anumite spețe pe care să le încurce mai mult așa de dragul de a vă căra puțin prin instanță. E suficient să vă spun că sunt persoane care, de exemplu, chiar am la starea civilă am vreo două cazuri de genul acesta. Am primit în audiență o problemă care eu am înțeles o omenește, în fine, un conflict cu fostul soț și așa mai departe. I-am explicat și am încercat să o ajut în ce sens. I-am spus căror instituții trebuie să se adreseze, da? I-am dictat ce trebuie să, m-a rugat să-i dictez ce trebuie să scrie în plângeri și așa mai departe. Am fost convinsă că a înțeles, i-am spus, doamnă, faceți așa și veți avea sigur câștig de cauză, fiindcă eu știu cum funcționează sistemul, deci aia e calea firească, calea legală. Eu convinsă că, deci am dat o mână de ajutor. Mi-a zis că nu are bani de avocat, nu e niciun fel de problemă, nu mă deranjează. Așa, și am fost convinsă că a înțeles. Vreau să vă spun, a făcut sesizări peste sesizări, fiindcă nu este mulțumită de faptul că ea de fapt ar vrea, în loc să reclame pe cine trebuie, deci să facă plângere în instanță împotriva a două instituții, dar în propriu spus una instituție, un notar, o notăriță, așa, că eu fi frică ceva de genul ăsta, ea preferă să încerce, că de fapt asta a încercat să mă determine pe mine, să-i dau eu în scris că un document care a fost întocmit la mine este fals. Și am spus, doamnă, este semnătura mea pe el. Cum să fie fals? Ăsta a fost înmânat, asta este o declarație pe propria răspundere, l-a întocmit la mine,
ăsta a semnat, a luat, n-avem cum să... Păi nu, că mie mi-e frică de el și de notăriță și... Ea, practic, se străduie să mă determine, să ne determine pe noi starea civilă, să-i dăm noi un document că declarația lui este falsă. I-am spus din primul foc, nu am eu competență. Deci starea civilă sau evidența nu are competență să stabilească dacă declarația omului, mai ales că este o declarație strict pe propria răspundere și toată procedura ulterioară este făcută de un notar. Nu am eu calitatea să stabilesc dacă l-a declarat în fals sau nu. Eu nu sunt organ de anchetă. De aia am și spus, adresați-vă instanței și restul anumitor instituții. Fiindcă ele sunt cele competente să stabilească dacă respectiv a declarat în fals sau nu. La mine declarație propria răspunde. Vreau să vă spun, din 2015 am dat 12 răspunsuri și s-a dus de două ori sau trei ori în audiență la domnul primar pe aceeași temă. Așadar aveți de-a face cu oameni care au timp să facă aceste șicane și care nu vă... Nu că au timp. Are o problemă într-adevăr. Dar nu, au timp să piardă într-un, într-un sens... Deci nu se chinuie să înțeleagă că trebuie să facă anumite proceduri în altă parte. Exact. Nu și pierd noi. Timpul în altă direcție. De multe ori vă spun cinstit. Am foarte multă răbdare. Și n-am nicio problemă să-i spun unde să se ducă, la ce instituție, că nu-i de competența mea. Dar știți că de foarte multe ori și în ultimul timp îmi pare rău că am inima atât de largă și sunt atât de dispusă să le spun ce să facă. Să știți că ajungeți, deci în sistemul ăsta ajungi la un moment dat, practic să te schimbi din cauza celor cu care vii în contact și care încearcă și exercită presiuni să încalci legea. Deci, efectiv, în ultimul timp, am 20 de ani de carieră. N-a fost așa ceva. Eu n-am avut așa ceva. În ultimii ani, în ultimii 2-3 ani, vă spun, regret că dau consultații fără să vreau. Am spus de acum înainte, mă rezum să răspund la întrebări cu da sau nu. Instituțiile care fac lucrul ăsta fac foarte bine. Deci eu m-am lămurit că chiar au dreptate. De ce? Fiindcă oricât ai încerca și orice le-ai spune, da? Ei tot, nu. Nu sunt deci mulțumit. E ok așa, dar tot nu. Ei au dreptate. Bine, am zis, n-am nicio problemă. Merg în instanță. Dacă ei vor în instanță, nu trebuie în instanță. Niciun fel de problemă. Sunt situații în care acești cetățeni nemulțumiți sau nerăbdători sau știu, încearcă să vă înduplece, să luați o anumită măsură contra cost? Da. Mă refer la, bineînțeles, primire de foloase necuvinte sau eu știu chiar de o mită. Vedeți dumneavoastră, știți cine vine cu principiile astea? O să râdeți. Dar vin cei din străinătate. Deci românii vreau oamenii... să stabiliți în străinătate. Vin cu... De foarte multe ori m-am întâlnit cu situația aceasta, ajung și la mine în audiență, merg pe principiu, nu e nicio problemă că mă duc acolo și rezolv. Eu nu spun. Deci nu e bine că vin cu principiul ăsta. Pe de altă parte, nu neg că atitudinea lor vine dintr-un contact nefericit cu funcționari care au pretins sau pretat la așa ceva. Deci nu-l pot condamna nici pe el, da? În schimb, este clar că este o problemă în sistem, undeva. Sistemul nostru ne-a învățat că așa se rezolvă situațiile. Nu știu să spun, deci chiar vorbeam zilele trecute cu fetele mele, cum le spun eu, la starea civilă. Dom'le, tot vin și merg pe principiul, lasă că rezolv eu, mă duc și rezolv. Dom'le, fenomenul ăsta este determinat, da? Deci dacă n-ar fi mers o dată, de două ori, de trei ori, omul n-ar mai fi mers pe principiul ăsta, ar fi zis, băi, merg acolo sau mă uit pe site-ul direcției locale și văd informațiile, da, dacă scrie că dosarul de căsătorie, obligatoriu, se depune cu 10 zile înainte, mie mi-este clar că ăla este termenul, da? Nu merg pe principiul ăla să aranjez eu. Lasă că aranjez eu, că îl pun nu neapărat pe oferirea de foloase necuvinte. Lasă că găsesc eu pe cineva să dea un telefon. O intervenție așa. Exact. Deci, asta e problema. Eu nu spun, ok, ai o problemă, ai o problemă la o instituție și tu și eu, da, să spun, am nevoie, nu știu de ce. Și eu sun și spun, dom'le, spuneți-mi și mie, sau dacă nu găsesc. Dom'le, când este mai puțin public, vin și eu să depun, nu că vin, încalcă legea să-mi rezolv mie.
nici mie când e mai liber sau cum să fac, când normal, nici nu poți, e destul de dificil. Și ca funcționar ești legat de program, trebuie să stai și atunci încerci să-ți rezolvi tu probleme cum dă Dumnezeu, cât mai repede, cât mai... Adică deci să prinzi 10 minute în care te duci măcar să lași dosarul. Nu zic, da? Deci nu eu mai dai un telefon, întreb, dar nu să-l faci ca și fenomen. Dar asta e, nu? Deci vă izbiți și de astfel de... Cred că fiecare funcționar public din toate instituțiile astea se au... Asta e, au și este asemenea. Sistemul construit în așa fel încât odată ce ai intrat într-o instituție publică te gândești că cineva ori îți cere, ori trebuie să dai. Poate se mai schimbă, lucrurile au început să se schimbe. Nu, se schimbă, vă spun că se schimbă. Eu și am convingerea că, fiindcă vedeți dumneavoastră, lumea ne judecă la grămadă. Eu nu spun că omul, da? Deci omul ne judecă la grămadă. El s-a lovit odată sau de două ori, sau de trei ori, sau de cinci ori, da? Nu spun în ce sistem, că nu neapărat în instituțiile noastre sau instituțiile publice. În sistemul bugetar, da? Mergem pe principiu. Nu spun, s-a lovit odată, da? De unu, de doi, de trei. Dar nu putem generaliza. Deci nu poți generaliza. Dar din păcate se generalizează. Dar spun că dacă vor vedea că, uite băi, acolo nu, acolo a fost suficient, de exemplu, să mă duc în audiență. Sau acolo n-a fost nevoie, fiindcă oricum termenul e de nu știu cât. Acolo nu este nevoie. Eu spun că se va schimba percepția și vor începe să judece, domne, probleme sunt doar în secțiunea asta de buget, de bugetari, da? În partea asta, parcă s-a mai luminat treaba, da? Deci, cu siguranță se va schimba percepția. Eu spun că funcționarii publici și-au schimbat și ei percepția. Se mai schimbă și generația până una alta și atunci și vine altă... Și... Dar eu vă spun că, cel puțin, deci cetățenii trebuie să înțeleagă că nu trebuie. Deci, indiferent unde ajung, în tot sistemul ăsta bugetar, în ce instituție sau mai știu eu ce stabiliment, da? Nu este nevoie. Din punctul meu de vedere, bine, teoretic nu este... Deci nu este nevoie, da? Da. Trebuie să... Important este să fim informați că atunci când cerem să știm ce anume cerem. Exact. Și să cerem respectarea termenelor. Bine, nu poți, de exemplu, în sănătate, da. Da, să nu intrăm și pe acest palier. De asta nu. Să ne rezumăm la stare civilă. Pentru că vorbeați despre dosarele pentru cheierea de căsătorii. Anul acesta, ca în fiecare an, tocmai s-a încheiat un sezon de vârf, poate nu s-a încheiat de tot, un sezon de vârf. Încă mai avem. Încă mai aveți aglomerație. Da. Cum a fost anul acesta, perioada de vârf? Anul acesta a fost un an foarte greu pentru starea civilă și pentru evidență, fiindcă am avut și procesul electoral, deci alegerile, în care noi suntem direct implicați și vă garantez că extrem de implicați. Chiar dacă nu avem o salarizare, avem o salarizare absolut jenantă, de asta e. Deci am avut acest proces electoral și după aceea și-am intrat în plin sezon. Deci el a fost în iunie și imediat a început sezonul, în speță au început să sosească românii din străinătate. A fost extrem de încărcat. Deci nu știu, ori mi s-a părut mie, vorbeam și cu fetele, doamne, parcă totuși ca anul ăsta n-a fost. Cel puțin pe partea de stare civilă a fost foarte greu, a fost foarte încărcat. Și pe căsătorii în special? Nu neapărat. Pe toată starea civilă, pe transcrieri, pe naștere, înregistrare nașteri. Tot felul de... Da, deci pe absolut toată activitatea, dar în special transcrieri, însemnând înscrierea acelor certificate făcute în străinătate. Deci naștere care a avut loc în străinătate, obligatoriu ca să fie luată în considerare în România, trebuie să obțină și certificatul românesc. Da? Ei, acolo a fost presiune mare și pe căsătorii presiune mare și, bineînțeles, pe acte de identitate, unde ne-am confruntat și cu o problemă tehnică a bazei de date, a Sistemului Național Integrat de Evidență a Persoanelor. Și a fost presiune foarte mare. Trebuie să vă imaginați că în luna august noi am avut 380 de căsătorii. Ceea ce este foarte mult. Am avut 880 de nașteri. Deci, în ritmul ăsta, noi menținem sporul natural, da? Noi suntem pe plus. Oricum suntem unul din municipii, una din unitățile administrativ-teritoriale din România care este pe plus, da? Adică avem, nu avem spor negativ, ci avem spor pozitiv.
Așa, deci un număr foarte mare și decese, raportat, așa cum vedem noi, ca și procentaj, au fost mai puține. Fiindcă, în mod normal, decesele reprezintă cam 51-52% din numărul nașterilor, într-o lună normală. Dacă am avut 880 de nașteri, am avut 390 de decese. Deci, sub procentul de 50% cu care suntem noi obișnuiți. Asta e un lucru bun. Chiar aș prefera să am decese să scad undeva la gen 10%, 20% din numărul total de nașteri. Aș fi extrem de încântată, dar nu eu hotărăsc asta, ci că e mai presus de noi. Da, și a fost extraordinar Aglomerat. de aglomerat și... Solicitant, cele 380 de căsătorii au fost încheiate în fiecare zi. Da, Deci, bineînțeles. nu a fost vreo zi A, liberă. nu, n-avem. Stați liniștită doar dacă a fost vreo sărbătoare. Doar sărbătoare Dacă legale. a fost o sărbătoare, 15 august. da. Atât. Atunci nu am oficiat, dacă acela este o zi care prin ordonanță sau hotărâre de guvern este decretată ca zi liberă, noi nu oficiem în ziua respectivă. Și nici nu înregistrăm decese. Dar în rest, de luni până duminică și de luni până duminică. Cum zic moldovenii, e serviciu deschis veșnic. Adică non-stop, nu chiar non-stop în propriu spus, dar e deschis veșnic În însemnând fiecare zi, că în 7 din fiecare zi, 7, nu, 7 din 7, dar nu da. 24 din 24, programul începe la 8. Depinde. Atunci Pe când. site-ul nostru găsiți programul cu publicul. În general este luni, miercuri, vineri de la 8:30 la 12:30, dar există un program special la transcriere, că aici e cu depuneri și ridicare de dosare. Așa, iar marțea avem de la 12:30 la 16:30, iar joia, și chiar aș vrea să accentuez și să înțeleagă cetățenii, joia avem program lung. La starea civilă, de la 13:30 la Pentru cei care 18:30, lucrează până mai târziu. așa, iar la evidența persoană începe la ora 10 și se termină la 18:30. Deci nu trebuie să se îngrămădească toată lumea la ora 13. N-are rost. Sunt în pauza de masă mult și atunci se Nu-mi gândesc că dau fac seama. o... Deci, dacă la starea civilă deschidem la 13:30, sunt cel puțin 400 de persoane care în 2 ore nu mai sunt acolo. Și pe urmă e, cum spunem noi, domnule, e boierie, mai vin 2-3 rătăciți. La fel este și la evidență, cu excepția lunilor de vârf. Evidența persoanelor își trage nițel sufletul acum, dar nu prea mult, fiindcă începe Lucrează campania de punere în legalitate a studenților cu vize viza de de flotant. reședință. Și acolo e o întreagă organizare, deci e cu un grafic foarte clar și care se respectă fără niciun fel de probleme, fiindcă trebuie să-i punem pe toți în legalitate. Aveți un termen de vreo 2 săptămâni, din câte O știu, lună de zile. sau o lună, timp în care trebuie să Da. registrați câteva mii de studenți. Urcați peste 10.000. Peste 10.000. Urcați că se duc, nu știu anul acesta câte vom avea, dar în general avem undeva la vreo 14-16.000. Pe care îi identificăm încă mine, cei care stau în gazdă. Sunt, de fapt, inexistenți pentru dumneavoastră atâta Dacă timp nu cât. se prezintă, da. Dacă nu se prezintă la noi, noi nu avem de unde. Deci nici să-i luăm în evidență, nici. Deci ei sunt obligați, de fapt, când se vin în gazdă, în mod normal trebuie să încheie un contract sau trebuie să se prezinte la noi cu proprietarul, la noi, la serviciul de evidență. Cu proprietarul ca să semneze pentru luarea în spațiu și să-i se pună un stick, Sunt da? Să-i se foarte. facă o viză de reședință. E foarte simplu și l-ajută și pe el, da? Câți credeți că vin? Păi asta era întrebarea. Sunt proprietari care se tem să ia un Asta om în e. spațiu, nu știu ce, că sunt taxe, că sunt... Habar n-am. Nu, să-i ia legal. Legal, sigur. Da. Adică, de ce se tem oamenii și, de fapt, care sunt... Nu de noi se tem. De Eu ce... cred că se tem de ANAF. Nu de noi. Atâta timp cât De. este luat în spațiu printr-o declarație la dumneavoastră, va interveni și ANAF-ul pentru anumite taxe? Nu, pe noi nu ne interesează. Nu Deci, nu, corespund. nu, nu. Legislația noastră este foarte clară. Deci, dacă nu ai locuință proprie, contract de vânzare-cumpărare, da? Sau certificat de moștenitor, să spunem, da? Așa, Un loc de atunci, proprietate. da? Deci, stai la cineva, da? Trebuie să te prezinți la serviciul de evidență cu proprietarul care semnează pe spatele cererii tale, are o rubrică separată și dă acordul pentru luarea în spațiu. Să știți că e același principiu și la copiii de 14 ani. Deci,
când veți avea un copil, da, și va împlini 14 ani, trebuie să-i faceți primul act de identitate. Trebuie să veniți, dați acordul. Și oricând, până pleacă copilul și are locuința proprie sau pleacă de la dumneavoastră, de fiecare dată când trebuie să-și schimbe actul de identitate, trebuie să vii să dai cu subsemnatul, adică să semnezi acolo că ești de acord să le iei în spațiu. Da. Deci asta e procedura. Nu e complicat, dar lor le e frică de ANAF, nu de noi. Câte persoane poate lua un proprietar în spațiu? Nu. Bun, dacă ne ducem pe legea locuinței, care e din 1960 ceva, cred, și care nu este nici modificată, nici abrogată, teoretic nu poți să ai, trebuie să ai o suprafață vitală de parcă 3 metri pătrați. Dar aia e legea locuinței. Legile sau reglementările legale în vigoare în domeniul evidenței persoanelor cu care lucrează dumneavoastră, cu care lucrăm noi, nu sunt armonizate cu legea locuinței. Noi am făcut o tentativă pentru controlul fenomenului de luare a prea multor persoane în spațiu, în speță, cetățeni care din Republica Moldova, care redobândesc cetățenia română, și răspunsul, mi-amintesc că asta a fost o problemă națională, răspunsul avocatului poporului a fost că se îngrădește dreptul proprietarului de a decide ce face cu bunul propriu. Da. A fost un caz la Răducăneni unde un polițist a avut în spațiu, poate încă mai are, peste 3500 de persoane. Ei, cu cetățenie moldoveni. Nu a atins niciunul cota aceasta. Cetățeni moldoveni, bineînțeles. Da, da. Deci am citit și eu în presă, dar în Iași nu avem cu, din ce știu eu, parcă nu avem cu atât de mulți. Da. Doamna Renata Marin, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că informațiile au fost și sunt de folos cetățenilor care vă urmăresc emisiunea. Cu siguranță, cine are urechi să audă. Eu sunt Andreea Luca, vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem săptămâna viitoare.